Bun găsit, tovarăși și prieteni! Cunoaștem rasismul din vremurile noastre și mai apropiată de vremurile noastre, în care, forma formă clasică, antagonismul este cea între albi și negri. Culoarea albă, semnul superiorității, și culoarea neagră, semnul inferiorității, ceea ce se traduce printr-o opoziție între populațiile Europei și cele ale Africii. Cunoaște. Cu mult înainte însă ca această schemă uh, simplistă și în același timp cumplit de greșită, cumplit de greșită uh, să ia naștere, a mai existat o schemă uh, de data aceasta având, la, având ca subiect uh, una și aceeași populație, adică europenii și anume culoarea albă asociată nobilimii și culoarea neagră asociată țărănimii, din una și aceeași nație, unul și același neam, să zicem francezii, nobilii albi, țăranii negri. Textele medievale repetă aproape până la saturație faptul că țăranul are piele neagră, că țăranul este urât, că țăranul este diform. Că țăranul are nu numai piele neagră, ci și trăsături pe care le asociem cu rasa neagră din Africa. Buze groase, dinți mari. Și în același timp că nobilul este superior, alb, frumos, blond, cu ochii albaștri. Această schemă care trebuie să justifice superioritatea... Uh, a privit la început oamenii de extracție 100% europeană, înainte să fie extinsă și transferată asupra negrilor de extracție africană sau australiană. Cu alte cuvinte, înainte să apară rasismul față de omul negru din Africa, a existat un rasism social față de omul negru din aceeași nație, și anume țăranul. Și în același timp, o exaltare a superiorității omului nobil. Înainte să existe rasa superioară albă, a existat clasa superioară nobiliară, mitul sângelui albastru. Mitul sângelui albastru și are originea nevul mediu, în această descriere a nobililor ca fiind albi, cu părul blond și cu ochii albaștri. Deci rasismul și are originea în clasism. Teoria rasei superioare și are originea în teoria clasei superioare. Numai că aceste clase, fiind mai mult sau mai puțin ereditare, că era mai greu pentru un țăran să ajungă în nobil, era ca și cum ar fi fost un fel de rasism social. Adică țăranii erau numai o clasă inferioară, ci și o rasă inferioară. Se cunoaște disprețul pe care îl manifestau nobilii, așa zis, a nobilimei de sânge din Franța, târziu, în pămânea lui Ludovic al XVI-lea, Ludovic al xv Ludovic al XIV, la secolul 17-18, târziu când ieșisem din Evul Mediu, se cunoștea disprețul pe care îl avea această nobilime de sânge, zisă față de nobilimea de robă, față de nobili de, lată recentă, care erau cel mai ales a burghezi în nobilații. Chiar dacă și aceia erau bogați, chiar dacă și aceia trăiau un lux, chiar dacă și aceia trăiau un castele, totuși nobilii de sânge, care se considerau nobili adevărați, îi disprețuiau pe, în general pe nobilii de robă nobilimea de spadă și nobilimea de robă. <coughs> în fine, <coughs> cum spuneam, țăranul este umilit în textele medievale începând cu secolele 11, 12, 13 și este prezentat invariabil ca având pielea neagră, dinți mari, buze groase, trăsăturile urâte de o urățenie bestială, încât unii istorici au spus că țăranul este canibalul medieval că este descris de în cultura nobiliară a Evului Mediu, așa cum sunt descriși canibalii ca niște ființe bestiale în cultura europeană a secolor zicem, 18, 19, chiar și 20. <fie> um. să vă citesc niște texte. Iată-l pe Rigaud în epopeea lui Garan le Laurent. El vede cum înaintează spre el Rigaud, fiul țăranului Hervis. Era un cuconaș cu mădulare vânjoase, mătăhălos la brațe, la șale, la umeri, cu ochii despărțiți unul de altul cam cât o lungime de mână. Nici în 60 de țări n-ai fi găsit o față mai aspră și mai puțin îmbietoare. Părul său era zbârlit, obrajii negri și ca scoarța de copac, nu mai fusese răspălați de șase luni și singurii stropi de apă care îi mai udaseră fusese ai ploii din cer. Iată acum un poem la declinațion de paizan, declinarea țăranului, în care își bat joc efectiv de țărani în fel și chip. Nominativ singular, Hic Vilanus, acest țăran, Vilan. Genitiv, huius rustici, al acestui bădăran. Dativ, huict ferfero, acestui diavol. Acuzativ, hung furem, pe acest hoț. Vocativ, o latro, o tâlharule. Ablativ, ab hoc de de la acest jefuitor. Nominativ plural, himaledecti, acești blestemați. Genitiv, horum tristium, a acestor jalnici ca vai de ei. Dativ, his mendacibus, acestor mincinoși, acuzativ, hos nequissimos, pe acești derbedei, vocativ, o pesimii, o voi răilor, ablativ, ab his infidelibus, de către acești lipsiți de credință. Iată ce spune și Jefra de Troa, deplângând situația țăranilor. Țăranii care muncesc pentru toți, care se trudesc în toate vremurile și toate anotimpurile, care se dedau unor treburi servile disprețuite de stăpânii lor, sunt împovărați fără încetare și aceasta pentru a îndestula traiul, îmbrăcămintea și deșertăciunile celorlalți. Aceștia îi urmăresc cu pârjoliri, cu jefuiri, cu tăișul sabiei, îi aruncă în temnițe și în lanțuri, apoi îi silesc să se răscumpere sau îi ucid cumplit prin foame sau îi supun la tot felul de cazne. Um. Acum să vedem ce se poate alege de aceste pretenții absurde și inumane ale nobilimii de a fi o rasă, o clasă rasă superioară. Mă rog, clasă rasă se poate interpreta și într-un fel și în altul. Sunt oare nobilii ceva superior? Uh, unii spun, uh, așa ca un titlu de laudă, că nobilii sunt cei care și-au păstrat cel mai bine sângele pur, sângele germanic pur, că ei... Uh, sunt descendenții cei mai clari ai popoarelor germanice care au nevoit în Imperiul Roman, în vreme ce țăranii și burghezii ar avea sânge celtic sânge, sau chiar sânge maur în cazul Spaniei. Acum eu nu cred că poate să existe o rasă pură, așa cum nici albii nu sunt puri, și foarte mulți albi au sânge nealb, așa și nobilii, desigur, de chiar dacă se căsătoreau numai între ei, în practică mai aveau și sânge străin. Câteodată se mai căsătoreau și cu uh, uh, alte nații sau chiar cu burghezi îmbogățiți. Dar nu asta este problema. Important este că și dacă s-ar demonstra că nobilii au sânge, că nobilii europeni au sânge pur, adică sânge germanic pur, tot n-ar fi mai, mai nimic de admirat în acest lucru, pentru că gândiți-vă, când niște oameni se căsătoresc numai între ei, apar probleme, apar dera, derapaje genetice, apar deranjamente genetice, apar tare genetice care se propagă de la o generație la alta. Mai grav, practica acestora de a se căsători numai între ei se extindea până la incest, practica incestului. De exemplu, unii tineri nobili se căsătoreau cu mătușele, cu mătușile. Unele tinere nobile se căsătoreau cu unchi. Asta este simbolul cel mai clar al degradării al uh, declinului al uh, 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 degradării umane, al uh, degenerării, al degenerării cele mai cumplite, cele mai crase. Se știe că în felul acesta a apărut tare care în anumite familii nobiliare se transmiteau din generație în generație. De exemplu, acea numită falcă habsburgică, mandibula habsburgică, foarte masivă, foarte proeminentă, care apare cam în secolul XVI, vedem în portretul lui Carol Vintul din secolul XVI, și apoi atinge apogeul la ramura spaniolă a Habsburgilor, că unii Habsburgi au dominat în Spania, și anume la regele, pare că Carol al II-lea Trăit la jumătatea secolului XVII și a murit la 1700. Carol al ii al Spaniei, parcă. E, carol al ii al Spaniei avea o, o falcă de jos atât de mare, încât nu putea închide gura și saliva îi curgea mereu din gură. Avea o pasiune, era și de reglat la cap, că avea o pasiune morbidă de a dezgropa cadavrele uh, celor din familia sa și de a se uita la ele. Îi plăcea să contemple cadavrele aflate în putrefacție. În fine dacă te-ai putea întâlni a Evea cu acel Carol al II-lea al Spaniei, în a doua jumătate a secolului XVII, te-ai fi speriat. Fiindcă nu era vorba numai de falca de jos, care are atât de mare că nu putea să închidă gura și saliva îi curgea permanență din gură. Era vorba de întreaga sa înfățișare. Te-ai fi speriat dacă l-ai vedea în față, dacă l-ai fi văzut în fața ta. Eu zic că ăsta este semnul cele mai cumplite degradări. Când un popor, când un... sau fără să poporul, o categorie, o clasă socială, un grup ajung să se căsătorească numai între ei, drumul până la degenerare este foarte scurt și trebuie să ne ferim de asemenea exemple. Bun, cam asta am avut de spus, sper să ne revedem cât mai curând.